deschid cartea și cu un fior lung cât istoria acestor pământuri, simt că este o carte a sufletului nostru românesc, acum și în vecii vecilor, cu gândul la armia română din totdeauna și de astăzi, la jertfele ostașilor. Tuturor militarilor români aflați la instrucție în poligoane sau în misiuni în teatrele de operații, ansamblul artistic al armatei le-a dedicat de ziua lor cântecele toamnei într-un spectacol regizat și pus în scenă la Palatul Cercului Militar Național din București de maestrul Sterian Ungureanu. Spectacolul a fost un veritabil recital de muzică corală cu piese din lirica națională și internațională, poezie, jocuri și cântece din toate zonele folclorice ale țării. În premieră, magicianul George Gache a încântat publicul spectator cu numere interesante de apariții și dispariții, cu o trecere inedită la un nou moment al spectacolului în acordurile ciocărliei. Spectatorii mai tineri sau mai vârstnici și-au adus aminte de muzica ușoară românească. Oana Sârbu și Mădălina Manole au încheiat seria cântecelor din toamna acestui an.